Colegiul Național Costache Negruții a deschis astăzi seria manifestărilor culturale prilejuite de celebrarea a 127 de ani de existență sub semnul excelenței, moment de reflecție asupra tradiției, a mărcilor identitare și asupra reconfigurărilor din prezentul acestui prestigios colegium. Activitățile consacrate aniversării simbolice se vor desfășura pe parcursul a 3 zile. Colegiul Național Costache Negruții a dat României personalități marcante, iar astăzi tradiția este dusă mai departe de elevii care obțin performanțe de nivel european sau internațional. În spatele rezultatelor sunt eforturile copiilor care studiază aici, cât și dăruirea cadrelor didactice care le transmit știința de carte. Astăzi, la 127 de ani de excelență, încă o filă de istorie, cultură și educație a fost așezată peste Colegiul Național Costache Negruții din Iași. O sărbătoare încărcată de emoție și de reflexii inevitabile, filozofice, pedagogice, pentru că 127 de ani înseamnă istorie, înseamnă o întoarcere a privirii spre geneză, spre intenția fondatorilor de a construi școli, licee, model în sensul de un învățământ secundar, așa cum era numit la timpul respectiv, de calitate, un învățământ care să pregătească elitele intelectuale ale timpului. Și parcă putem vorbi de o predestinare, pentru că școala noastră și-a păstrat vocația excelenței în timp, iar marmura rece, poate, are îngravat în ea nume celebre de profesori, de elevi, de absolvenți, care au devenit medici, juriști, savanți, cercetători, critici literari, artiști celebri. De asemenea, astăzi au fost lansate și revistele școlare de tradiție, embleme ale Colegiului Negruții. În contextul sărbătorii noastre, firesc, în mod consecvent, apar reviste care sunt emblematice pentru Colegiul Negruții. Cea mai prestigioasă este revista Corolar, o revistă de tip magazin, care adună și creații ale elevilor, și gânduri ale profesorilor, și opinii științifice, și consemnează cumva un puls al prezentului. De asemenea, Alfa și Omega este un alt demers editorial interesant, care se referă la filozofie, psihologie, istorie, deci domeniile socio-umane sunt explorate cu interes de elevi și nu se putea în Colegiul Negruții, cu vocația științifică de care vorbeam, să lipsească o revistă Gnosis, care vine în complementaritate cu revista Corolar și care aduce preocupări din zona științelor, a tehnologiilor, a acestei lumi moderne care înseamnă cunoaștere în secolul 20. Și în secolul 21. Piesa de rezistență din cadrul evenimentelor de astăzi a fost vernisajul unei expoziții de pictură Arts Week. Experiența mea a început în clasa a 6-a, când, ca un copil curios, am început să pochetez cu diverse forme, stiluri, tehnici artistice și pot spune că, de-a lungul anilor, am participat la toate expozițiile și toate concursurile de artă care s-au organizat în colegiul nostru. Nu a fost ușor. Eu vă îndemn din toată inima să participați și voi, deoarece pot spune că acești care m-au format, aceste experiențe au fost unele din care am învățat foarte mult și din care m-am dezvoltat atât pe plan profesional cât și pe plan personal. De asemenea, artiștii colegiului au fost premiați într-un cadru festiv. Da. Kirila Maria, clasa 8-a E. Bravo, Maria! Seria de evenimente de astăzi de la Colegiul Național Costache Negruții a fost încheiată cu o serie de competiții sportive. În centrul atenției a fost echipa de basket a colegiului, dar și scrimierii unității de învățământ. Schema pentru mine e mai mult decât un sport, e un mod de a mă elibera, să spunem, de la stresul școlii sau altor activități din afara sportului și un mod de a mă exprima liber. Îmi face plăcere, e modalitatea prin care eu mi-am găsit cumva pasiunea și consider că asta e ceva foarte important, mai ales ca un adolescent, să, în afară de școală, să am și ceva care să fac chiar cu pasiune și să mă motiveze. Sărbătoarea Negruții va continua și în zilele următoare, tot cu evenimente inedite dedicate educației.